Sâmbătă 2 aprilie, echipa de handbal feminin HCM Roman a disputat pe teren propriu meciul din cadrul etapei a 23-a Ligii Naționale în compania echipei Măgura Cisnădie. Aflată în luptă pentru evitarea retrogradării, Măgura nu a pus niciun fel de probleme jucătoarelor romașcane, antrenate de Florentin Pera și Viorel Lazar, care au dominat categoric, învingând cu 30-19, după ce la pauză tabela indica 15-7 în favoarea gazdelor. Le felicit pentru evoluția de astăzi. Am avut șansa să introduc în teren și jucătoarele care au evoluat mai puțin. Victoria este una clară în favoarea noastră și mulțumesc fetelor și publicului spectator pentru susținerea de astăzi. Conducerea HCM Roman speră la un loc 4 în clasament, dar locul al 4-lea se va juca în ultima etapă la Brăila. Într-adevăr, era un joc foarte important, un joc pe care jucătoarele au reușit să-l trateze cu maximă seriozitate. Felicit jucătoarele pentru jocul prestat, felicit conducerea tehnică. Este un rezultat bine meritat după tot ceea ce s-a întâmplat astăzi în teren. Am condus ostilitățile de la început până la sfârșit. Este foarte important că am reușit acest rezultat pozitiv și acest joc bun în perspectiva ultimelor trei etape din campionat, acolo unde trebuie să abordăm cu maximă atenție și cu maximă încredere fiecare partidă, pentru că stă la îndemâna noastră să obținem 9 puncte din 9 posibile. Antrenorul Florentin Pera spune că fetele au intrat pe teren concentrate, au avut atitudine, pentru că fiecare joc în parte trebuie tratat cu maximă seriozitate și atenție, mai ales pentru obținerea locului 4 în clasament. Ultimul meci va fi la Brăila, va fi meciul decisiv. Sigur, depinde foarte mult de meciul Brașov-Brăila, dar locul 4 se va juca în ultima etapă. Noi suntem în obiectiv, obiectivul nostru este 1-5, dar în fiecare an ne-am dorit să depășim obiectivul pe care ni l-am propus. Și anul trecut și acum 2 ani am stat la ultimul meci și în ambii ani am reușit în ultimul meci. Am încredere în fetele mele, le cunosc foarte bine și știu că atunci când este nevoie și echipa are nevoie să mobilizeze la maxim, o fac și, bineînțeles, ne realizăm ceea ce ne propunem. Etapa viitoare HCM Roman va evolua în deplasare pe terenul echipei Alba Sebeș.